Doamne și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție emisiunii 100%. În această seară, un dialog cu domnul Sorin Ioniță, analist expert forum. Bună seara, bună Ioniță, seara. Bun venit. Poate mă înșel, dar uite, n-a trecut nicio lună de zile de la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Mi se pare că s-a pierdut ceva din entuziasmul pe care, pe de-o parte, l-a creat victoria lui Klaus Iohannis. Pe de altă parte, rezultatul votului l-a creat pe ceea ce ar însemna unele schimbări majore în sistemul de vot, în viața politică din România. Avem frământări în partide, adevărat, încep să apară aripi, disidențe și așa mai departe. Dar să ne ocupăm puțin pentru început, iată de ce se întâmplă cu votul. Cozile acelea imense, în străinătate, astăzi a fost respins un proiect de lege care vorbea despre votul prin corespondență. Înțeleg că tot astăzi Expert Forum a lansat ideea, sau mă rog, nu neapărat ideea, ci, imperativul, adoptării votului electronic, nu se grăbește nimeni, cred, sau nu vrea nimeni, totuși, nu e prea mare entuziasm, nu? Nu e prea mare entuziasm, mă rog, ideea, sigur că n-am lansat-o noi, am avut o dezbatere, între altele, a fost și ceva cu statul de drept înainte, l-am avut și pe domnul Morar, dar apreciez că a venit domnul Muhuleț și am putut discuta în cunoștință de cauză cu cei dinăuntru. Ce a zis Muhuleț? Muhuleț de la Biroul Electoral Central, da? A trecut cu poporul. E cu poporul acum, deci începem să aflăm lucruri. Așa. Și ca și cu ambasadorii, deci încep să apară lucruri. S-a lămurit povestea asta? E ok, nu, eu chiar îl apreciez că a venit. Da? Da, eu am aflat lucruri, de exemplu, că ei aveau pregătit sistemul pentru ăsta, în timp real, pe laptop, verificarea CNP-ului care să lichideze complet problema cu turismul, cu votul multiplu. L-aveam de mult, din 2012. S-a pilotat atunci, eu n-am știut. Nu merge perfect. Moldovenii, știți că a fost știre că Moldova la alegerile lor s-a făcut nu știu ce, ci că ei de fapt l-au copiat după noi, numai că ei l-au și aplicat pe când noi stăm cu el în bloc starturi. Și domnul Muhuleț ne-a spus și aici, îl înțeleg, că ei ca tehnicieni sunt frustrați, pentru că ei le-au dat asistență moldovenilor, ei au luat acum tot creditul pentru că ei s-a și aplicat și a mers, iar la noi nimeni nu știe că ei pot să facă așa ceva, dar n-au fost lăsați de politic. Cum nu a fost asta? Stați că aici trebuie să fi dat ceva detalii, domnul Muhuleț. Cine nu i-a lăsat? Nu era nevoie de detalii. Decizia politică n-a existat, nu că în sensul că l-a blocat cineva și că vom găsi stenograme. Nu. Nu s-a luat decizia politică. Ei au capabilitatea tehnică să facă, el nu costă mult. Deci să nu confundăm, nu votul electronic, ci informatizarea secțiilor, astfel încât când eu vin cu buletinul ăla să bage CNP-ul, și eu să nu mai pot să merg să votez a doua oară în altă secție. Și de atunci am scăpat de liste suplimentare, am scăpat de spaima că migrează unii, am scăpat de turismul electoral. Deci de votul multiplu, de toată chestia asta. Nu vi se pare totuși ciudat și plauzibil în același timp? Țara asta, dacă are ceva care merge, ca în toate fostele țări, ca în toate țările foste comuniste, este controlul populației. Noi întotdeauna am avut CNP, deci regimul comunist și administrația a moștenit un foarte bun cont. Avem acte de naștere, toți, nu mă rog, mai erau comunități roma, dar au fost și ei integrați foarte bine. Toți avem un CNP. Nu vi pare ciudat că toți avem un cod unic și noi umblăm cu hârtii de mână, cu declarații, cu te duci în 15 locuri, mâine ți iei cazierul, iei de aici, te-l plimbi la ghișeul ăla. Deci toate chestiile astea în România, tehnic vorbind, se pot rezolva. Votul multiplu poate fi eliminat. Deci tu când te-ai dus, ăla verifică. Dacă ai mai votat în altă parte, apare pe ecran. Nu e atât de simplu. E valabil și pentru străinătate și pentru țară. A avut cineva curiozitatea să-l întrebe pe domnul Muhuleț unde ar fi trebuit să fie, sau unde stătea decizia de a deschide mai multe secții de vot în străinătate? La cine? Nu, pentru că ei aici ieșeau din peisaj și intra Ministerul de Externe, am înțeles. Bine, domnul Muhuleț, deci ei sunt la autoritatea electorală permanentă între alegeri, dar în perioada de alegeri funcționează acel BEC care ia aceste decizii. Și aceste lucruri, da, aceste lucruri s-au lămurit, numai ce mai e un mister. De ce? Cine? Există în continuare declarații cum că domnul Corlățean ar fi vrut să ia decizia de a deschide mai multe secții în străinătate, o spune chiar domnul Ponta, însă n-a fost o înțelegere între Ministerul de Externe și Biroul Electoral Central. Dădeau vina unul pe altul, e responsabilitatea voastră, iar Ministerul de Externe spunea, ba nu, trebuie să luați voi o decizie la Biroul Electoral Central, dacă se poate sau nu se poate. Da, asta pare să că votul spus? Pentru diaspora, dosarul care cu votul pe diaspora de la DNA de acum, este altceva tocmai a fost întrebat. Chestiune. A fost întrebat următorul lucru. Cum, doamne? Deci în primul tur nu era voie ca cetățeanul să primească formularul ăla pe proprie răspundere, să-l printeze acasă, să-l vină cu el. Nu. Era obligatoriu să-l completeze în secție, știți povestea. În turul 2 n-a mai fost obligatoriu. Deci ceea ce era legal în primul tur n-a mai fost legal în al doilea tur când s-a putut printa și ni s-a spus, da, domne, asta a fost. În primul tur a fost o decizie, abia și pe urmă s-a schimbat interpretarea legală și a devenit mai laxă.
trăim cu asta. Deci asta a fost întrebat. Restul nu cred că țineau de el. Nu, deci nu l-a întrebat nimeni. L-am întrebat altceva și am întrebat pe toți cei de față. De ce și-au pus toți țintă pentru reformarea sistemului electoral vara lui 2016? Că acum toată lumea zice, da, trebuie să avem sistemul în 2016. Bun, dar dacă ne trezim cu niște alegeri în 2015, tot pe sistemul ăsta le facem. Clasa politică, vă rog, v-ați relaxat. Deci chestia asta... Eu vă spuneam la început că ăsta e sentimentul. Sigur. Că deja au intrat așa... Bun, cu votul electronic, cu corespondent, hai zis că e mai complicat, dar cu informatizarea și cu CNP-ul, stați un pic, tot așa o facem. Dacă ne pomenim, și mai e o problemă, poate că o să avem alegeri anticipate, parțiale, cum se cheamă, în cele 400 de primării sau 500 de unde au migrat primarii. Pentru că eu vă spun și am scris la data respectivă, le-am zis de atunci la primar, nu vă luați după Dragnea că vă luați țeapă, sau luați după Dragnea 400, să vedem ce se întâmplă după 1 ianuarie, când vor rămâne fără mandat. Dacă merge decizia Curții Constituționale într-o anumită direcție, să fie și retroactivă. În condițiile deci, acelea ar trebui să avem alegeri anticipate. Ceea ce nu este exclus. Dumneavoastră vă închipuiți ce înseamnă 400 de primării din 3200 în România, care toți au fost țepuiți de Dragnea și cum se vor întoarce ei împotriva, mă rog, propriei conduceri de partid și cum va trebui să organizăm un val de alegeri locale și că poate asta e o ocazie să le facem și pe alea generale. Da. Și voi ce faceți cu sistemul ăsta electoral? Deci măcar asta, baza cu CNP-ul și cu laptopurile în secție o putem face până în ianuarie? Să știu că e gata, pilotată cu STS-ul, cu toată lumea. Păi spuneți că din punctul lui Moculeț... Că s-a pilotat în 2012 și că era ok și că STS-ul și că nu, ea s-a folosit, dar nu știm noi atunci. Bun, deci mie mi se pare o mare valoare adăugată pentru că ai scăpat de spaima turismului electoral și scap de acele bule roșii pe hartă unde apar 250% votați, că ei erau veniți la pescuit 1500 de oameni în comuna cutare de pe deal, de undeva din nordul județului Olt, unde am avut situații. Proiectul ăsta de lege privind votul prin corespondență pe care l-au lansat Tomac și cei din Partidul Mișcarea Populară, înțeleg, a fost respins de Parlament astăzi. Dumneavoastră propuneți cei de la Expert Forum să se introducă, mă rog, și cât mai repede dacă s-ar putea, votul electronic. E ceva ce nu înțeleg de fiecare dată se spune inclusiv în cazul votului prin corespondență și anume că toată lumea se teme că nu va fi o chestiune sigură, că lucrurile sunt s-ar putea frauda, să spunem, votul. Cu toate acestea, mai ales în ceea ce privește votul electronic, mă gândesc că lucrurile suportă o comparație cu ceea ce se întâmplă în România de foarte mulți ani. Se manipulează sute de mii de euro, poate chiar milioane de euro prin semnătură electronică, cu ajutorul unui mic device pe care îl primești de la bancă. Ne plătim cu toții sau mulți cu dintre cardul, noi. Adică. Nu neapărat numai cu carduri. Sau, tău că sau online. Online, da, cu semnătură electronică. Plăților, exact. Ne plătim facturi, plătim facturi și printr-un simplu SMS, deci cumva manipulăm sume unor destul de mari. Aici ajungeți la o altă temă dragă inimii mele și așa, a noastră la efort, pentru că cu totul alte contexte, noi am studiat împreună cu persoane interesate metode de eficientizare a administrației și de combaterea economiei negre și de aducerea PIB-ului la subterană prin promovarea plăților electronice, ceea ce este și în interesul sistemului bancar și al sistemelor de plăți, Visa, Master și toți ceilalți, da? Deci mai multă plată cu cardul. Avem un studiu pe așa ceva, este de un an de zile, avem chiar un raport pe așa ceva. E o mare diferență, ăștia sunt privați. Deci privații organizează acest sistem și până acum, mă rog, mai sunt fraude în sistemul electronic, dar există și un sistem de remediere a lor. Și în general nu se întâmplă mari lucruri, ca dovadă că toți plătim și în general chestia merge. Totuși la vot ar trebui să fie un pic mai simplu decât să manipulezi mari sume de bani cu tranzacții complicate și eu cred că se poate. Eu zic să nu inventăm roata, noi zicem să copiem un sistem care există și funcționează, nu știu, hai să-i chemăm pe estonieni, că la ei văd că fac totul cum pe se laptop. Cum se întâmplă într-o țară în care există votul acesta nu electronic? Nu m-am informat eu însim la, și nu vreau să vorbesc aiurea, pentru că în principiu știu, nu știu aceste detalii cruciale. Ce am propus noi astăzi este ceva de genul următor. Haide să punem pe masă, să ne dăm un orizont de, să zic, 2 luni sau 3 luni, dar nu mai mult, să facem această dezbatere publică, dar ei trebuie să o facă, pentru că noi putem să facem, noi doi, adunăm ONG-uri, dar n-are tracțiune, adică eu nu știu, trebuie să o pornească ei, pentru ca inputul nostru să fie în sistemul oficial de consultare a publicului. Deci de-aia mi se pare o prostie că au respins acest sistem de vot. Poate nu era bun legea care era deja în Parlament, dar
când vin ei cu alta, aia, pe aia se puteau depune amendamente. Puteam, adică numai faptul că era un proiect de lege, noi practic îl puteam rescrie de la zero, dar el deja parcursese niște etape, scuteam timp și aveam o platformă de dezbatere. Îl puneai în dezbatere publică, veneam cu trei. Unii vor prin corespondență clasic, că li se pare mai sigur, alții spun nu, că merge și electronic. Eu cred că putem face un sistem sigur, electronic, deși vor fi rezerve la început. Dar și că se va frauda. Păi și ăsta de acum nu se fraudează? Deci acum eu mă duc pe urmă și măsor rezultatele și pun buline pe hartă și toată partea de sud a României e înroșită de turism electoral. Noi ne temem că se va... Nu, ei se tem de altceva. Se tem de pierderea controlului și de schimbarea paradigmei politice. Deci că nu mai pot să-i cumpăr. Păi vor putea în continuare într-o oarecare măsură să meargă cu Sorcova pe la țară și cu Daniile din poartă în poartă. Dar se activează altă masă electorală și veți vedea că vor încerca să frustreze și să pună obstacole, să meargă pe varianta de preînscriere, deci românul din Italia, să vină el frumos înainte la consul, să se înscrie cu unde ești, cu ce adresă. Mulți mai lucrează mai pe la negru, mai nu o să vină ei să se înscrie la statul român, că unde sunt, ce fac și nu știu ce, mai ales că și nu să vii a doua oară la vot. Pe nu e la fiecare vot 16 noiembrie și nu să alegi președintele. Sau să-ți trimită aia plicul acasă, deci să-ți vină plicul acasă ca la americani, acolo unde stai tu, dar tu-ți declar rezidența, îți vine plicul, votezi în plic, îl pui la poștă. Nu știu ce să zic. Eu cred că ar trebui să mergem direct în secolul 21, fără să mai parcurgem secolul 20 cu oarecare cu trei ture în urmă față de ăia. Da, pentru asta însă eu m-am gândit că există Dar încă o dată, noi astăzi rostul nostru n-a vrut să dăm direct o soluție, ci să propunem discuția publică, dar în acest cadru. Deci eu văd rolul societății civile în a împinge momentul de față clasa politică și a nu lăsa să se risipească acest val. Pentru că indiferent poate să fie soluția A, B, C, se pot găsi variante bune. Problema e că ei nu vor niciuna. Și că de fapt o vor pune chestiunea într-o comisie și vor zice, cum zic deja, mai toți, îmi pare rău să spun și din actuala opoziție, hai ne vedem la începutul 2016 să luăm o decizie. Înțeleg că au fost și politicieni la dezbaterea de azi. Nu, politicieni n-au fost astăzi. Deloc? Nu. Niciunul n-a venit să stea acolo? Sper să nu greșesc, să nu vorbesc prostii. Nu, au fost oameni din sistemul judiciar. Am citit la un niște comentarii ale unui participant pe Facebook, poate nu era la acest panel. Sau poate greșesc eu că am fost numai parțial, am navigat între. Înțeleg că au băgat nasul acolo prin sală. Mă întrebam dacă ei într-adevăr. Pentru că eu dar cred sunt bineveniți. Eu cred că a fost un șoc totuși pentru foarte mulți dintre politicienii care, sigur, au bloguri, au pagini de Facebook, dar le scrie altcineva textele pe aceste instrumente de comunicare online, în mare parte. În limba de lemn și n-au mare succes. Da, sau dacă scriu ei, pățesc poate ca doamna Grappini, adică ajung la un moment dat subiect de bancuri în zona online. Dar mă gândesc că pentru ei totuși a fost un șoc ceea ce s-a întâmplat la legile din 16 noiembrie, pentru că nefiind familiarizați cu ceea ce înseamnă zona aceasta online, n-au înțeles care este forța unor astfel de rețele de comunicare online, unor astfel de rețele de socializare și atunci cred că mă gândesc că poate acum s-au deșteptat cumva și au zis, domnule, într-adevăr se întâmplă ceva acolo, fie s-au speriat unii, cum ziceați mai devreme, da? Că se schimbă paradigma electorală. Eu nu cred că s-au deșteptat, da? Eu cred că au trecut într-o altă mitologie, pentru că ei n-au înțeles nici forța, nu înțeleg nici limitele rețelelor sociale, pentru că există și niște limite și atunci vedeți două reacții. Ori nu pricep nimic, ori s-ar îmbarca el altă ca domnul Rușine și încep cu niște conspirațiuni de-astea mondiale, adică au impresia, cum au impresia despre... Vine câte un... În anii 90 era situația, am asistat persoana, când venea câte un sociolog deștept cu un laptop care era ceva nou la data aia, le arăta trei grafice la niște politicieni de-aia bătrâni din partidele, luau o grămadă de bani, spunându-le niște nimicuri, le arăta cum să mișcă niște linii pe o grafic. Tot așa pățesc și ăștia acum, ați văzut domnul Rus, că... Da, e de asta, cu meandrele mondiale, concretului, exact, da, e cu meandrele concretului, deci în capul lui e ceva, că lasă că se exprimă rar și greu, dar e și o idee complicată în cap, care trebuie dusă până la capăt și să face și am pierdut spirala și ne-a dus spirala. Dom'le, s-a creat un val. Da, a fost oarecare măsură imprevizibilă. Asta nu înseamnă că poți să guvernezi cu Facebook-ul. Asta nu înseamnă că dispare corect, administrația sigur. Clasică. Sigur. Asta înseamnă că s-au activat niște straturi de populație pe niște prostii făcute neprovocat, deci au fost greșeli de basket neprovocate. Ați pierdut niște alegeri, ați mai pierdut și altă dată, nu este o problemă. Au mai pierdut și alții prin alte părți. Nu s-a întâmplat nimic științifico-fantastic, doar metode noi. Conținutul e total la vechi și anume oameni care votează împreună împotriva unui guvern prost. Aveți sentimentul că acum, după momentul electoral din 2014, după aceste alegeri prezidențiale,
există șansa unei reactivări puternice a zonei de societate civilă în România? Fie ea și cum să spun, cu un sprijin masiv din zona online? Nu știu, reactivare, pentru că, sigur, aici e pro domo și poate nu sunt eu cel mai bun judecător. Societatea civilă nu dispăruse în ultimii ani și eu cred că a existat o linie de centru. Deci eu știu că discursul promovat de cei interesați și toată propaganda a fost că nu, toată lumea e vândută într-o parte sau alta. Uh-huh. Ori, eu cred că a fost o linie de centru care a promovat un adevăr obiectiv și niște soluții de bun simț care nu erau neapărat de stânga, de dreapta, băsiste sau pontiste. Da? Eu cred că există acest spațiu și a existat totdeauna. Ce cred că s-a întâmplat, deci marea realizare acum, este că politica a rămas plurală, nu s-a strâns tot într-o mână, n-a început debăsificarea, care știți ce ar fi însemnat, că nu era vorba de Băsescu, era vorba de epurarea inclusiv a presei, a societății Corect. Civile, asta însemna debăsificarea, da? Deci aceste planuri s-au încheiat, li s-a pus cruce. Va fi perfect? Nu. Va fi multă lume dezamăgită? Da. Ce s-a realizat? Păi s-a realizat mai mult în sensul că nu se vor întâmpla multe porcării care se pregăteau și eu cred că asta e o mare realizare. Nu se va desființa DNA-ul, nu va reuși nimeni în viitorul previzibil să reîncalece procurorii ca asta se pregătea. Deci dacă reușea planul și se alăgea Ponta, ar fi fost o bătălie foarte mare pentru o bătălie de ariergardă pentru menținerea acestor spații de stat de drept. Ori acum eu nu cred că mai are cineva tupeu să încerce să mai oprească niște procurori cu niște mânăre, cel puțin nu în termenul previzibil, scurt, mediu, ce-o mai fi pe termen. Deci ăsta mi se pare câștigul. Uh-huh. Mai curând definit negativ, deci că nu s-a întâmplat prostia care se pregătea. Iar ce a rămas e foarte bine până la urmă, mi se pare pluralism. Dacă va fi perfect, nici vorbă. Vor fi dezamăgiri, multe vor fi dezamăgiri. La ce vă gândiți în primul rând? Chiar dacă se instalează o nouă administrație, da. Ce credeți? Că nu vor fi pe acolo diversi băieți și fete care... Susțineți în acest context... Sau sui repede. Deci s-a creat un val cu care ei n-aveau nicio legătură. Sau sui repede pe val și acum ne explică. Noi suntem câștigătorii, deci bine merităm și vom lua chestia și o vom duce. Și o vor duce tot în gard, probabil. Suntem într-o dilemă majoră la nivel național acum. Avem un președinte de la care se așteaptă probabil mult mai mult decât e cuprins în fișa postului, să zicem, din partea domnului Iohannis. Probabil că de aici și valul mare de așteptări. În același timp avem o majoritate parlamentară care, sigur, ar putea decide poate la un moment dat schimbarea, să zicem, domnului Victor Ponta din funcția de prim-ministru sau va renunța domnul Victor Ponta însuși. În același timp însă e greu de crezut că ar putea apărea o reconfigurare a majorității parlamentare în sensul bun al cuvântului, că nu prea e cum. Vor apărea poate niște soluții imorale, ca să ne referim la momentul 2005. Poate migrează UNPR-ul, să zicem, sau vreo aripă din PSD vrea să intre la guvernare alături de PNL. Dar va fi, cum spuneați, aceeași mărie cu altă pălărie. Eu n-am fost niciodată pentru discursul ăsta nici excesiv de metaforico-moralist așa. Până la urmă, regimurile parlamentare de tip vest european, unde ai multe partide în Parlament, permit alinieri și realinieri. Nu este o, cum să spun, o unicitate a României că se mai produc realinieri. Cade un guvern, un partid care era în partea asta, joacă în altă coaliție. Vezi chestii de astea prin Europa. Dă prost la noi pentru că are o anumită istorie și lucrurile astea nu se fac pentru principii sau pentru un anumit program, ci se fac bucată cu bucată, om cu om. Corect. Asta a fost problema, că te cumpără ca să te bagi acolo ca să poată continua mecanismul de spoliere. Asta este problema. Dar în sine asta nu este ceva absolut șocant. Pe de altă parte, dacă nu vrei să ai acest tip de reconfigurare în Parlament, nu e decât o soluție. Alege anticipat. Deci, da. Păi ce altă soluție să ai? Dacă vrei să ai, cum să spun, alți reprezentanți, alte partide să testezi din nou poporul, trebuie să ai alegeri. Dacă nu, reconfigurezi reconfigurezi o majoritate cu oamenii care sunt acum. Sau nu o reconfigurezi și rămâi cu alianța actuală dacă îți place să guvernezi așa. Dincolo de explicație, că nimeni nu vrea să-și piardă poziția câștigată în Parlamentul României, de ce credeți totuși că în România nu am avut parte de aceste alegeri anticipate, mai ales că de ani mulți, de când s-a făcut acest ecart între alegerile prezidențiale și cele parlamentare, toată lumea a început să suspine, sau mulți au început să suspine după recuplarea alegerilor prezidențiale cu alegerile parlamentare.
Asta nu știu, mie mi s-a părut o prostie decuplarea lor. Acum avem deja 10 ani sau cât, mai bine de 10 ani de tradiție în sensul ăsta. Eu nu cred că asta rezolvă sau strică foarte mult. Aș fi, dacă m-ar întreba cineva pe mine, mai curând de părere să revenim spre un sistem mai proporțional de reprezentare, ceea ce n-ar fi perfect, ar întări partidele, am revenit la vechea problemă, dar până la urmă uitați unde am ajuns. Deci mi se pare că un sistem mai simplu, proporțional, să înțeleagă toată lumea, votez cu partidul ăsta, deci proporțional cu votul meu intră ăștia acolo, poate cu schimbarea ordinii pe listă, deci să-mi permită să-l cobor pe listă. Deci revenirea la votul pe listă, la asta. Da, dar cu listă deschisă, deci ca votantul să poată schimba ordinea. Să pe lista de partid, de la partid, să nu fie fixă. Partidul pune o anumită ordine, dar eu votant, dacă vreau să-l urc pe candidatul X de pe 5, pe 2, să pot să fac chestia asta. Niciun sistem nu este perfect. Da, da, s-au discutat astea și atunci, deci chiar nu este nimic nou în treaba asta. Nu cred că sistemul electoral neapărat schimbă lucrurile, nici ăsta nu este chiar atât de groaznic. Poate doar în aceea că sunt foarte mulți reprezentanți și poporul vrea mai puțini. Acum, că îi împuținezi în sine nu crește calitatea muncii în Parlament, dar cum să spun, dacă tot vorbim de simboluri, toată lumea cu simbolurile și cu imaginea, poate ar face acest mic, cum să spun, sacrificiu ar clasa politică. Ar fi momentul de acum, momentul politic pe care îl traversăm, un moment care favorizează ceva mai mult decât alte momente, apariția unor astfel de schimbări? Următoarele 6 luni, păi dacă acum nu, când? Deci tocmai s-a întâmplat un lucru extraordinar luna trecută în România. Din punct de vedere politic, nu l-a aștepta nimeni. Un lucru extraordinar chiar în peisajul politic european, aș spune, pentru că nici deci dacă priști toată Europa, nu se întâmplă în fiecare zi lucruri de care s-au întâmplat în România, care sunt într-un fel spre bine, deci chiar s-a simțit un aer proaspăt. Acum, cum îl valorifici, este greu. Să pot face lucruri repede, pe termen scurt, că tot vorbeam de luna ianuarie, sau de, hai să zic, februarie, că începe sesiunea parlamentară. Deschiderea competiției politice. Sigur că nu e în interesul actualor partide, dar dacă nu o presăm, noi nu o vor face. Da. Însă acum e momentul să o faci. Partidul cu 5 membri, cu 50 de membri, cu 500 de membri, dar nu cu 27 de milioane de membri în 17 miliarde de județe ale României. Pe un sistem de tip kazah, care nu există nicăieri în Europa. Sigur, o să vină domnul Nicolicea și domnul Zgonea să ne spună, vai, 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 dar ce probleme. Păi nu, pune într-un tabel comparativ cu alte țări ale Europei. Hai să nu fiu Nicolicea, dar să zic așa, înființarea unui partid cu numai 3 membri, o propunere pe care am înțeles că a avansat-o doamna Monica Macovei, nu ar putea crea la un moment dat o inflație de partide și partidulețe în România și... pe care am avut-o la începutul anilor 90? Așa, dar noi avem în continuare un prag electoral, nu toată lumea va lua 5%. Ce dacă vor candida în alegeri? Unii vor candida, unii nu vor candida. Care este problema? Nu mai știu ce spune legea în materie de finanțare a partidelor politice, dacă la un moment dat, numai pentru cele parlamentare se acordă niște finanțări. Numai pentru cele parlamentare, doar nu pentru fiecare țăcănit care se înscrie în scara de bloc. Păi nu știu, pe poate vrea unul să ceară și un sediu și păi așa mai departe. Facem legile, dar legile astea se pot corecta. Deci încă o dată, noi ne băgăm, ne suntem ca femeia cu drobul de sare, cu Constituția, cu tot fel de lucruri dificile, da, cu decuplarea, recuplarea mandatelor, dar hai să rezolvăm chestiile astea care sunt în lege. Aici nu trebuie să... Da. Deci astea o rezolvă Parlamentul în câteva săptămâni, să zic, dacă își propune. Deschidem, lasă să împrospătăm un pic aerul, să vină niște actori politici, că și așa, și dacă cobor pragul, adică nu înscrierea unui partid este principalul obstacol pe care trebuie să-l depășească ei, urmează după aia competiția, adică trebuie să vii cu ceva în fața oamenilor, nu să te voteze lumea numai fiindcă te-ai înscris. De mâine o să apară 10.000 de partide. Da, foarte bine, să apară. Să vedem câte dintre ele vor capta atenția oamenilor ca să iau un 5%. Păi ce ușor să iei 5%? Și te bați cu partide ca să-i lăsăm să vină. Păi dar de unde să vină atunci o forță politică proaspătă cu alte principii și poate și cu oameni ușor noi? Sau poate să rup din aia, din tineretul partidelor mari actuale, care sunt nemulțumiți de ce văd, dar deocamdată n-au altă cale decât să stea acolo, să sape pe dinăuntru. Aveți sau să se socializeze în rețelele actuale, că altă șansă n-ai. Aveți vreo explicație pentru care în momentul de față domnul Victor Ponta pare destul de nehotărât, să zicem, când vine vorba de rămânerea sau plecarea din poziția de prim-ministru? Eu n-am, cum să spun, suntem toți conspiraționiști aici, pentru că după ce am trăit în ultimii 2 ani și după toată armata de consilieri care am aflat că i-au dat sfaturi halucinante, mă pot aștepta că și-a schimbat consilierii, i-a spus, nu ia fi tu acum blând, dar linia veche aia arțăgoasă o continuă ăștia mai din linia a doua la sacrificiu și vă spun, nu e întâmplare, pentru că cu 2 săptămâni nu era. Dar în ultima săptămână deja am văzut pionii scoși la înaintare, 2 miniștri și câțiva de pe la tineretul de partid
exact cu tonul, atitudinea arogantă, arțăgoasă cu întrerupere, i-am văzut pe televiziuni. Deci lucrurile încet. Deci poate vă aștepta să se întâmple altfel? Adică credeți că... Da, au, se protejează centru ca să dea o imagine de victimă, de băiat drăguț, și bătălia o vor duce băiețeștii la alții. Deci nu mai duc ei de la vârf. Poate greșesc. Poate domnul Ponta chiar e sincer, chiar regretă, poate chiar își pune întrebări, e într-o perioadă de căutări, dar pot să-l cred? Având în vedere istoria lui personală, e foarte greu să-l cred. Și având în vedere că tot timpul, ce a știut el să facă este PR pe bază de consultanță. Și de gândit în gașcă cum să facem să iasă partea de PR, nu partea. Și dacă vreți, discutăm și chestiunile de substanță, care sunt bugetul și care mie mi se pare că sunt tratate tot în cheie de PR. Vreau să zic de guvern. Înțeleg că la buget s-ar putea să nu se respecte nici ceea ce spune legea, că ar trebui măcar 10 zile să stea și el în dezbatere publică, nu? Așa spune legea la un moment dat. Lasă că și ăsta în vigoare a fost amendat a treia oară. Deci sunt multe derogări de la lege. Nu asta este problema. Problema este că cât de naivi au putut să fie ăia care au venit cu strategia: hai să-i dăm băiatului un timp de respir, să lăsăm pe el să-și rupă gâtul în buget, că să vedeți ce o să-i facă femeiul când vine femeiul în țară. Vreți să vă spun cum o să fie? Că nu știu deocamdată. O să fie perfect. Ce a vrut ai obține în buget și cu femeiul, pleacă și femeiul și monitorizarea europeană. De ce și va continua, cum să spun, aceeași politică păguboasă și anul viitor, adică ascunderea unor, umflarea unor venituri, da, care nu se vor realiza, 15 corecții bugetare de-a lungul anului și totul se va închide pe tăieri de investiții. S-a întâmplat deja asta, cam să zic, un an și jumătate, cât o să o mai putem duce așa? Cu decomisionări de bani europeni, că deja ajungem la termen și eu zic că deja pe transport suntem la 1 miliard și ceva pe care nu văd cum mai poți să-i salvezi, de euro. Deci ce trebuia să ne dea Europa? Marele scandal următor, dacă o să reușim să mai avem și scandaluri pe conținut, numai pe chestii politice, va fi decomisionarea de fonduri. Uh-huh. Pentru că anul 2015 chiar... Ce presupune această decomisionare? Nu-i mai ei. Deci acei bani cu care ne lăudam noi în 2006, când i-a acordat Europa pe primii 7 ani, da, și să discuta anvelopa cu 30, și acum ne-am luptat pentru ciclul următor. Și bătălia între politicieni a fost să ne aloce Europa bani. Și ne-a alocat. Și ei s-au bătut între ei. A, nu, că dacă eram eu, aloca mai mult. Și așa mai departe. Bun. Din această anvelopă din primul ciclu, noi o să cheltuim numai atâta. Nu e jenant? Adică nu asta e tema care ar trebui discutată? Decomisionarea înseamnă banii aceia din care începe să se scadă pentru că nu îi mai poți cheltui. Nu mai e timp și nu mai ai pe ce. Ne oprim puțin pentru publicitate. Ne vom întoarce foarte rapid, doamnelor și domnilor. Mai avem multe de discutat cu domnul Sorin Ioniță. Aș vrea să abordăm și ceea ce se întâmplă deja de luni bune în România, dar... În ultimele 2-3 luni trebuie să admitem cu toții că a fost mare buluc la DNA, care cu declarații, care cu urmăriri penale, prin Parlament de asemenea vânzoleală mare, unii ar fi vrut să scape în continuare de urmărirea penală, alții n-au reușit, unii să-și păstreze imunitatea, alții nu. Avem un proces al lui Dan Voiculescu astăzi, prin care el cere să fie pus în libertate. Multe lucruri pe care sper să reușim să le discutăm, măcar în bună parte, în momentele de după publicitate. Ne întoarcem foarte rapid, rămâneți cu noi!